În sfârșit avem marea bucurie ca să vedem pornit realizarea complexului sportiv. Am avut mai multe încercări de a înainta acest proiect spre finanțare și uite, într-o perioadă de mai bine de 10 ani, în sfârșit avem această oportunitate. Bugetul proiectului este de 9.233.000. Finalitatea va fi complexul sportiv cu tot utilajul necesar pentru petrecerea orilor. Pentru mine, sportul este o prioritate. Eu frecventez secții sportive la Chișinău, dar transportul îmi ia timp. Și urmează să ne bucurăm de lecții de educație fizică și secții sportive într-o sală special amenajată. Noi, părinții, suntem foarte recunoscători și totodată foarte bucuroși pentru construcția acestui complex sportiv la noi în sat. Ne dorim foarte mult pentru copiii noștri să ducă un mod de viață sănătos. Sperăm că aceasta o să-i motiveze pe copiii noștri să practice mai mult sportul și să petreacă mai mult timp afară, în aer liber. Construcția acestei săli nouă ne va da posibilitatea de a practica aceste secțiile noastre care noi le practicăm, basketul, voleiul, tenisul de masă, ne va da posibilitatea să participăm și la competițiile raionale, republicane. Sperăm că acest complex sportiv va da nașterea unor campioni olimpici care vor purta numele satului nostru și a Republicii Moldova și peste hotarele țării. De succesul proiectului dumneavoastră depinde și viitorul altor proiecte în alte localități. Eu vă felicit și vă urez succese și să știți că noi toți așteptăm să vedem un rezultat frumos aici.